Înainte de 89 ați fost în culmea succesului, să spun așa, și după aceea viața v-a învățat mai multe. A venit Revoluția pentru două dintre dumneavoastră. Revoluția v-a prins departe de, departe de casă pentru că ați ales libertatea, așa cum se vorbea atunci. O să vedem în această seară în ce măsură libertatea a însemnat chiar libertatea pe care o gândeați și, și în care credeați dumneavoastră. Doamna Pâzlaru, vreți să începeți balul în această seară? Este o temă generoasă. Ați ales într-adevăr ceva esențial în viața fiecărui om. Nu, este un progres uriaș și este evident. Nu poate fi contestat. Nu vreau să vorbim de la bun început de ce ați ales atunci libertatea. M-ar interesa ce a însemnat succesul pentru dumneavoastră. Ce a însemnat gloria aceea, gloria de dinainte de 89. Ce a însemnat pentru dumneavoastră gloria din acea vreme? Erați tinere? Erați frumoase? Erați celebre? Eram. Exact asta a fost. Fiind vorba de trecut, erați. Nu. Pentru că erați. Suntem tinere, frumoase, deștepte și foarte talentate. Și extrem de modeste. În primul rând, modestia. Cu asta vreau să încep. Și înainte de 89, eu cred că sunt mai talentată decât în 89. Părerea mea. Pentru că am început să cânt muzică mult mai bună. Orchestrată foarte modern. Și eu și Angela am făcut niște albume superbe cu niște compozitori tineri. Știți care e problema noastră? Noi nu am fost, noi suntem și vom fi. Pentru că nu există spectacol în România, și nu chiar în România, oriunde sunt români în lumea asta, fără să fim una dintre noi. Nu există, nu ne pot aduce pe toate pentru că suntem foarte scumpe. Asta e cea mai frumoasă recunoaștere și asta. Recunoaștem, nu luăm banii care i-am luat astăzi la emisiunea noastră. Larry King, ăsta, nu. Dar în străinătate suntem foarte scumpe. Spuneți-mi simplu, King. Așa este, vreau, pentru că împreună sunt niște regine aici. Unde sunt bretelele? Uite, tu n-ai observat când are bretele astea. Păi, dar le-am vândut ca să pot să reiau emisiunea. Dar microfonul e același. Deci, domnul Tucă, dar vorbim cu dumneavoastră? Puteți să-mi spuneți simplu, Marius. Da. Păi numai Tucă, dacă... Da, atunci domnul Tucă. Da. Deci ce fac Tucă? Eu cum ies din asta? Că dacă am intrat pe mâna domnului... Domnule, doamne, vreau să vă spuneți... Părinți, cum intră cine poate. Cine vrea scapă, cine poate. Deci, eu nu vreau să spuneți doamna Mirabela, pentru că atât de perimat este acest termen... foarte tare cravata. Doamna Mirabela, tovarășa Mirabela e același lucru. Mai bine spuneți-mi tovarășa Mirabela. Ce bine era. Vă rog frumos. Sau Mirabela, cum vreți, alegeți. Nu, am să vă spun așa cum doriți dumneavoastră, da, ca să vă simțiți... Da, așa să-mi spuneți cum da, doamna dorim. Mirabela. Părerea mea este că la noi se face prea mult caz de chici. Iar noi n-am făcut niciodată compromisuri, zic eu, generația noastră. N-am făcut niciodată compromisuri, am cântat piesele care aveau ceva de spus. Și spun. Și nu neapărat melodia, cred că textul. Probabil că textul acum nu mai este înțeles, pentru că părerea mea e prea multă goană după bani. Este... Și cred că asta îi ține pe oamenii ocupați. Eu știu că este foarte greu, sunt foarte... Concurența este mare. Vorbim de televiziune, nu vorbim. Angela, am stat aici, am mâncat ce trebuia să mâncăm. Mă rog, de asta am rămas tinere și frumoase. Dar e bine că s-a dat. Ne-am făcut rost că ne cunoștea lumea. Nu, aveam turnee peste graniță și atunci aduceam ce trebuie. Nu, acolo eu nu prea aveam. Că nu eram o persoană sigură, nu mă lăsau să plec. Nu era sigură pe dumneavoastră? Nu, sau? Ei nu erau siguri pe mine că mai vin. Da, ce a însemnat, din punct de vedere al vedetelor extraordinare, care ați fost și care sunteți televiziunea. În ce măsură televiziunea atunci și acum face din artiști vedete? Face. Care e diferența între televiziunea de atunci și televiziunea de acum? Sigur că nu putem vorbi de ceea ce a însemnat cenzura, de... Ca... Eu vorbesc din punctul meu de vedere și aș putea spune că eu am fost răsfățată de televiziune, de o singură televiziune care exista atunci și care eu cred că după 90, cel puțin pe mine, puțin m-a cam uitat.
Adică nu mai sunt show-urile care erau atunci, superbe. Bazmele frumoase împreună cu Angela, cu Corina, cu Margot, emisiunile făcute de Titus Munteanu, de Marius Sicu, superbe, bocăneți, mă rog, geniali aceia. Și sunt tot felul de emisiuni mici, dar sunt răsfătată de televiziunile comerciale și sunt fericită. Sunt chemată, nu răzbat să mă duc la toate și sunt fericită. Doamna Păzlor, ați vrut să interveniți? Nu, adică, din punctul meu de vedere, televiziunea, direct, și dacă scârția un scaun, te auzea toată țara și dacă tușea cineva la fel, deci... Și practic revelioanele le făceați în direct. Nu numai, v-am dat un exemplu, pentru că aceia era o montare uriașă și dura o noapte, nu era numai o oră emisiune, dar se repeta cu atâta seriozitate. Și cu câte lune înainte. Vai, și cum să spun, era totul făcut la milimetru, încât nu exista o zbârcă undeva. Nu era permis și perfecționismul era... Era timp. Da, da. Se acorda timp și seriozitate. Exact, exact. Pentru lucrarea respectivă, pentru emisiunea respectivă. Se lucra pentru TRV-ul? Publicul. Sigur. Era respectat publicul. Adică trebuia să fie... Se adresa unui public ce trebuia respectat, iubit, pentru că el, de fapt, hotăra soarta și hotărăște sigur, soarta publicul, și locul artistului. Scrisorile care veneau. Da. Și al televiziunii. De ce nu se mai întâmplă acum? De ce n-ar fi se pare că nu mai acum? Interesează nu, Angela. Pe nimeni ce dorește publicul. Nu, nu. Eu zic cred că asta este. În televiziune pe care o iubești și o respecti, au rămas foarte, foarte puțini profesioniști. Pentru că nu mai este un Tudor Vornicu, nu mai este o Aurora Andronache, nu mai este Sanda Balaban, nu mai este Alexandru Bocăneț, iar cei care au rămas, Titus, Ion Duma... Dar nu s-au mai format oameni de televiziune. Nu au cu cine lucra. Nu. Cei care s-au format nu sunt capabili să facă un spectacol cum făcea Tudor Vornicu, sau cum făcea Aurora, sau cum făcea Sanda Balaban. Nu sunt capabili. Vedeți ce dumneavoastră. De acord. Eu nu sunt în totalitate de acord cu această... Pentru că, începând cu artiști și terminând cu realizatori, au învățat în acești 17 ani televiziune, au învățat să se exprime, au învățat să construiască o idee și să o finalizeze. Numai că, deși în perioada dinaintea anilor 90 nu erau bani, totuși emisiunile se făceau cu suflet, acum trebuiesc bani pentru bani. Am înțeles, doamna Chiriac. Eu am așteptat să văd ce spun colegele mele. Ca să trageți concluzia. Ca să nu repetăm același lucru. Iar fi păcat să fim aici un cor, un quartet de... Dai seama, mâine presa ce... și generația... Stai că nu am terminat. E problema lor. Da. Nu, problema cred că stă în altă parte, în deriva în care s-a intrat după 90. Puțin circ, puțină comedie, muzică de toate genurile, unul sau mai mulți moderatori care sunt plăcuți publicului, vedete naționale și internaționale, care nu trebuie să coste 30 rețeta de rețeta este mereu aceeași. Nu se poate inventa la nemurire o rețetă a succesului. Ori atâta vreme cât... Mai ales o rețetă în televiziune, că mă întreabă tot ce format am. Până la urmă am răspuns, formatul sunt eu. La talk show ce dracu de format să ai, exact. Până la urmă, Doamne iartă-mă. Ori s-a renunțat, s-a crezut brusc după 90. Eu fizic eram poate în străinătate, dar să știți că știu tot ce s-a întâmplat aici. S-a crezut că această formulă de emisiune de varietăți e demodată. Brusc totul a fost demodat. Culoarea bej era demodată, rujul frumos era demodat. Brusc, cel puțin asta e experiența mea. Așa este. Orice s-ar fi propus venea dintr-o epocă trecută și era demodat. Respectiv și emisiunea de varietăți clasică, pe care dacă vă uitați la France 2 sau la M6, de exemplu, la posturile franceze, o să o vedeți sâmbătă seară. Și e adevărat cele mai mari că ei aduc și materiale din străinătate. Am văzut o balerină chinezoaică la francezi, care a lucrat 8 ani de zile ca să stea în poante pe capul partenerului ei, care avea o cipilică cu oțel deasupra și stătea în poante, în vârful capului respectiv. Adică vezi, deci credeți niște că asta numere. Ar fi soluția? Varietăți, spectacolul, variete? Este muzică. Una din soluții.
este una din soluții. Ai o recital al lui Margareta Păslaru cu invitații. După aia am eu un recital cu invitați, Pormare Angela cu invitați. Și între invitați, o ai și numere, cum făcea Pavarotti, Dumnezeu să-l ierte, Pavarotti și prietenii. O să vină acum Angela Gheorghiu în țară, Angela și prietenii. Nu se pot inventa la nesfârșit formule de succes. Și în ceea ce vă privește, vreau să vă spun un lucru, apropo de devălmășia după 89. A fost o perioadă în care aproape că n-ați mai apărut deloc. Păreați chiar uitate la un moment dat. Și am văzut eu personal? Că, nu dumneavoastră, vorbeam de tot. Noi toate, da. Și văd că în ultimii 2-3 ani au început televiziunile, producătorii, toți cei care se ocupă de televiziune, de presă și de showbiz-ul ăsta până la urmă, că și-au reconsiderat. Vă văd din ce în ce mai des, nu numai în spectacole, dar și în emisiuni de televiziune. Așa. Ați devenit, trecând peste acea perioadă care a fost destul de nefastă, nu numai pentru noastră, cred că în general pentru muzică, pentru cultură, ați devenit dintr-o dată ceea ce ați fost dintotdeauna, vocea autorizată. Comentând nu numai chestiunile muzicale sau lucrurile muzicale, ci alte lucruri, care, pentru că aveți o experiență de viață extraordinară. Practic prin ceea ce ați trecut dumneavoastră în o jumătate de secol asta, ca să arăt că sunteți de tinere, sunt foarte puțini. Pentru că experiența dumneavoastră nu a fost una comună, ci a fost la cel mai înalt nivel. Așa este. Succes, muzică, întâmplări diferite, întâmplări de viață, viață extraordinară. Cred că nu greșești. Cred că și spectacolele la care participați în ultima vreme sunt destul de numeroase. Numeroase pentru că lumea se întoarce înapoi la cântatul pe viu. Îți dă un ban. Eu cânt la petreceri și la nunți și nu mi-e rușine să recunosc. Și Doamne spun ferește, de ce? Pentru că acolo lumea se duce. Cum există, atâta spun, în engleză există și un cântec. There's no business like show business. Nu există afacere mai bună decât afacerea de show. În momentul în care vor înțelege că investind aici, nu e nevoie să o aduci numai pe Beyoncé la Cluj și să cădem toți pe spate. Că la nivelul nostru, fiecare dintre noi are un public și poate să-și facă meseria. Dacă cineva ar înțelege că nu e business mai extraordinar decât ăsta, să faci spectacole de varietăți și să îi ajuți pe oameni să ia... De fapt, care e rolul nostru? Să-i ajutăm pe oameni să-și descrețească frunțile. Da. Doamna Similea. Absolut de acord. Nu, eu mă uit la Corina și parcă te-aș alege. M-ai convinsă, știi. Te-ai convins, poți să candidezi. Hai, da, bine. Nu, da, s-au schimbat într-adevăr foarte mult în bine lucrurile. Și eu cred că încet, încet manelele vor fi înlocuite de la nunți. Vreau să spun ceva. Dar nu știu ce aveți cu manelele. Un moment. De ce să fie înlocuite? E un gen. De muzică ușoară. Deci nu e adevărat. E loc pentru toată lumea. Iar manelele au fost întotdeauna. Nu. Eu nu vorbesc despre manelele pe care le știm și care s-au cântat în România dintotdeauna. Inclusiv Maria Tănase a cântat manele. Dar diferența între manelele sau maneaua de atunci și cea de acum este uriașă. Pentru că maneaua de acum este o chestie de la vulgar în sus, după părerea mea. Și am ajuns întâmplător acum vreo 5-6 ani într-un club de noapte și am văzut tineri de 16, 17, 18, 19, 20 de ani care dansau aproape toată noaptea pe manele într-o discotecă. Și acum? Am plecat de acolo șocat, n-am putut să adorm până dimineața cu gândul la ceea ce se... Domnul Tucă, vreau să vă spun un lucru. Aceste manele s-au cântat dintr-o deură. Dar nu au fost promovate. Deci nu vreau să intrăm în amănunt. Eu cred că este de vină cine le promovează. Pare rău. De acord. Eu tot să arabă, fac o emisiune... dacă o casă producătoare sau cineva ar pune mai multe casete, mai multe CD-uri, să lasă aleagă lumea, nu să impui. Știți ce am reușit cu toate aceste ediții de colecție și cu CD-uri? Pentru că ne-am întors, de-aia nu întâmplător am lansat zilele trecute Jurnalul Național, eu și Jurnalul Național, un manifest care se numește Recurs la România. Toate aceste CD-uri de muzică populară, de muzică lăutărească, au avut un efect absolut extraordinar asupra românilor. Au început din nou să fie chemați lăutari adevărați la nunți. Lăutari care se pervertiseră și cântau manele, apropo de instrumentație. Și o să vedeți acum la nunți că sunt chemați din nou lăutari adevărați. Vreau să spun ceva și vă rog să mă iertați că vă întrerup. Știți că a trecut aproape jumătate din emisiune. Da, până dați publicitate vreau să vă spun ceva. Nu dăm publicitate până când nu ne spuneți dumneavoastră. Mersi.
Am citit un interviu al unui interpret argentinian care a spus un lucru extraordinar și a spus: dacă unui tânăr îi dai să bea doar poșircă, vin prost, în clipa în care îi dai un vin bun, el va spune că ăla-i prost. Depinde cu ce l-o obișnuiești. Perfect adevărat. Cum au fost toți acești ani? Pentru că eu cred că a trecut fiecare în anii ăștia printr-o perioadă destul de grea până lucrurile au început să se reașeze și să fie... Vă referiți la cei 17 ani? Da, e vorba de după 89, pentru că am văzut la fiecare dintre dumneavoastră, ați evitat să vorbiți despre succes. Nu știu ce s-a întâmplat cu succesul sau ce s-a întâmplat cu dumneavoastră în momentul în care ați avut succes. Pentru că e o stare... Fost niște om fericiți. Noi am fost oameni fericiți. Aș vrea să ne vorbiți despre asta. E o stare despre care pot să vorbească foarte puțin. Fericire, glorie, admirație, popularitate, recunoaștere. Numai că noi am luat-o ca pe o obligație, profesiunea noastră, am tratat-o ca pe o obligație cu dăruire, disciplină, adevăr și muncă. Și atunci succesul, nu știu dacă... l-am putut numi succes. Era o bucurie a noastră de a avea imediat forma de recunoaștere a faptului că ceea ce facem noi se regăsește în cel care ne ascultă. Super spus, dar eu vă întreb ceva. Nu cumva ați realizat mai târziu succesul? Succesul pe care l-ați avut? Nu cumva ați realizat mult mai bine după câțiva ani ceea ce s-a întâmplat cu dumneavoastră atunci și ați fi vrut să trăiți altfel acea bucurie, acel succes, acea glorie? Personal nu. Doamnelor, haideți cred că ne dau afară băieții ăștia cu publicitatea. S-a întâmplat, vă spun dintr-o experiență personală, ca în momentul în care am trăit momente extraordinare să nu le trăiesc la timpul prezent. Am înțeles. Și s-a întâmplat ca după câțiva ani să înțeleg cu adevărat prin ce am trecut, prin ce am trecut și ce a însemnat acea perioadă pentru mine. Pentru că eu cred, și dați-mi voie să vă întreb și pe dumneavoastră, eu cred că în mare parte fericirea se conjugă la timpul trecut, din păcate. Eu nu sunt de acord. Știu, de asta v-am și spus ca să nu fiți de acord. Dar sunteți foarte reținută de când v-ați întors în țară. Ascult cu plăcere. Nu, de când v-ați întors în țară, lăsați-ne emisiunea. Sunt atât de ocupată, nu pot să vă spun de dimineață până seara. Știu ce faceți, pentru că eu nu întâmplător. Fabian era, mă rupeam în figură, dar sincer. Și bucuria și plăcerea unei muzici de mare calitate, care însă nu era accesibilă marelui public. Și după ce am debutat la Steaua fără nume în martie 70, au urmat câțiva ani în care eu n-am avut nici ce cânta și n-am avut nici succes. Aveam câteva piese frumoase, splendide, dar nu erau de impact. Și eram cu Doina Spătaru la Iași, asta n-am să uit niciodată, la Casa de Cultură de la Iași, prin 72-73, și cântau foc de seară. Eu m-am dus la băieți, zic: băieți, ați auzit vreodată piesa asta? C'est le temps de fleurs, on ignore la peur. Dalida. Ce da? Ce parcă? Zic: mă, bine, prost, cum o fi, voi vă țineți după mine. Și am băgat un repertoriu, că eu le cântam numai de astea. C'est une chanson qui nous rejoint. Tot pe franțuzește, că mi-a plăcut mie limba franceză. Bun. Și a început să miște. Puțin. Adică în loc să fie până să ies din scenă și ieșam pe liniște, a fost... asta trebuie. Bun. Și am găsit-o pristimpul. Când l-am cântat prima oară la Sala Palatului, o pristimpul, clip, 3.000 de oameni s-au uitat la mine, ce vrea asta de la noi? Așa de departe a fost de succes, încât unul din cei care stabileau destinele noastre în TVR mi-a spus: știi ce, să nu mai vii cu piesa asta, că nu-ți merge, nu e bună, nu place la nimeni. Măi, oameni buni. Când s-a înșelat. Nu mă vedea pe mine așa, pentru că eu le cântam numai de astea lacrimogene. Ei, de altfel, am cântat din compozițiile ei piese splendide. Mirabela era cu repertoriul lacrimogen, Fotoliu, Frunza, toate alea. Angela era cu astea splendide. Mie mi-a rămas ca actriță, mi-au rămas astea comice. Adică ale mele erau oribile. Ai, mă, lasă că ai înțeles ce vreau să spun. Da. Bucur că n-a iubit-o nimeni de la început. Eu am cântat piese de repertoriu Margaritei Păstrăru. Corina a debutat cu o piesă pe care am cântat-o eu înainte, Scrisoare de dor. Numai că pe vremea mea n-a fost voie în șaie Simona de Scrisoare Patreaule de dor. Mi-a dat-o. Nu era voie să spui Scrisoare de amor. Ăsta era textul original.
ție ți-a dat voie cu 7 ani mai târziu. Mie nu mi-a dat voie la început și a zis ce de amor. Stați numai să-mi termin deci, eu ideea. De dor, da, o clipă, da, da, da. O clipă, stai Niță. Problema e următoarea. Eu am făcut un drum lung. E moderatoare. Ai vorbit așa. Am făcut un drum lung ca să ajung la succes. Nu mi-a fost ușor, în sensul că a trebuit eu să mă convinc că trebuie să cânt altfel de piese pentru a avea succes. Altfel decât credeați în momentul ăla. Dar te-a remarcat toată lumea. Corina, cum îți spun, când tu ai cântat la Grigorescu Scrisoare de Amor, ăla a fost pentru voi noi... Voi credeți că pe mine nu m-a băgat nimeni în seamă? Explozia. Când nu m-a băgat în seamă? Niciodată. Nu mai spune atunci. Așa, la Mamaia, la Mamaia. Nu, nu e adevărat. În 68 și mi-a dat premiul de consolare și ai să-i dăm și luați așa. Nu mai de consolare am luat, am fost laureată tot timpul. Tot timpul am fost laureată. Nu e adevărat. Ba da, și am apărut cu piesa Margarete Păslaru. Eu nicio chanson d'amour, nicio franțuzită. Eu am fost direct Margareta Păslaru. Ne-am făcut și alunița, toată lumea știe, deja sunt moară stricată. M-am pieptănat ca ea, m-am tuns și m-am pieptănat ca ea. Și făceam și cu căpățâna ca ea, da? Și cântăm, că tine nu e nimeni, nu-i nimeni. Și m-au remarcat, e bine dacă cântai ca ea. Uite, ei, Doamne, m-au remarcat și m-am dus la Școala Populară de Arte, unde am dat despre această doamnă, în Lungana. Al Ghinion, frumoasă, înaltă și cânta și bine, culmea. Așa? Și doamna a răscut un loc să mă trimite și pe mine, să mă prezinte și pe mine la un compozitor. Tot pe asta o trimite. Îți dai seama, pe ce s-o trimite pe aia mică, neagră și urâtă? Lasă, cântă, mai ai timp, făcea Orasca. Mai ai timp, până când, până îmbătrânesc, cânt. Mai ai timp. Angela, tu o și la Brașov, eu n-am prins Brașov, că a venit Cântarea României, nici pe aia n-am prins-o. Cântam, aveam, cum se cheamă asta, spuneau ei când, de familie... Sănătoasă, origine nu, sănătoasă. Nu aveam origine sănătoasă. Nu aveam origine sănătoasă și ce, nu origine. Deci a fost greu drumul succesului. Foarte greu, eu a trebuit să mă recunosc eu întâi și m-au recunoscut afară. Și după aia m-a recunoscut Vasile Vasilache. Și după ce a făcut ani de zile o bășcălie cumplită pe holurile radioului, a început să-mi scrie și sunt fericită că a fost cel care mi-a scris cele mai multe piese. Depindeați foarte tare de compozitorii de atunci? Da, depindeam foarte tare. Ceea ce compozitorii de atunci, după 90, dacă mai trăia Vava, prietenul meu, la ora asta aveam tot așa cel mai mare repertoriu, dar nu mai este Vava. După 90 compozitorii, poate că ele mă, ori să mă acuze, au uitat să ne mai scrie. Nu, dar ei nu mai scriu. Ba, ei scriu. Ei scriu, dar scriu pentru altfel de... Nu. Cine? Horia nu mai scrie? Țeicu nu scrie? Scrie? Tu ai cântat Horia. Horia, Veselovski care este a murit. Iubitul meu, Horia mi-a scris aproape Ionica o piesă. Ionica nu mai e. Ionica nu mai e. Cei care sunt, dar mai scriu. Mai sunt. Da, nu, dar nu mai scriu. Au fost și ei. Prima tinerețe, să nu mai, pentru că ăștia te învață meserii.